Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 18 februarie, te distingi în tot de una de mulțime. Stilul tău neobișnuit de viață se bazează pe un amestec ciudat de idei contradictorii și interese largi care se extind asupra tuturor domeniilor cunoașterii, deci orice încercare de a fi condusă într-un fel de cadru este inutilă. Ești un reformator autentic, deși neprofitabil, opinia ta despre lume este o combinație de idei umaniste, principii științifice și concepții metafizice, Tolerantă și generoasă mai ales cu tine, capabilă de sacrificii incredibile pentru binele comun, vei face totul pentru cauza na a cărei valoare ești profund convinsă. Personalitate foarte degajată a nici pe toți în jurul tău cu ideile și energia ta, fără a te deranja cu detalii, tu percepi lumea ca un întreg. Rară ori riști să iei decizi importante de una singură până când nu auzi părerea tuturor. Viața ta este departe un lanț accidental de evenimente, totul în el este prevăzut în prealabil și nu se bazează niciodată în totalitate pe soartă. În tot ceea ce faci sunt principii, verificate la cel mai mic detaliu, care nu se schimbă niciodată. De vreme ce ești profund convinsă de adevărata valoare a opiniilor tale, este foarte dificil pentru tine și, uneori, chiar imposibil să te schimbi mult, totuși, datorită dorinței sincere de a ajunge la adevăr cu orice preț, uneori poți asculta punctul de vedere opus, dacă ți se pare că este foarte folositor. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer care se disting prin următoarele calități, originalitate, progresivitate, generozitate, visare și inovație. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină dorința de a experimenta. Planeta este favorabilă pentru cele care lucrează în toate formele de relații publice și inovatorilor. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru moliciunea caracterului precum și lipsa unui nucleu intern. Constelația vărsătorului îți individualismul și dorința de expresie luminată, non-standard, vizibilă. Ai un stil remarcabil, extraordinar, care te evidențiază din masa oamenilor. Nu există nicio îndoială că datorită patronului tău zodiacal îți vin multe idei controversate, iar curiozitatea ta te-a făcut să înțelegi mai mult sau mai puțin toate problemele vieții nu te încadrezi în stereotipuri și scheme, le spargi cu noi standardul, ești în afara clasificărilor, poți fi un adevărat inovator și reformator, tu poți fi cel care aduce ceva nou în lume, un mesager al schimbării, datorită scopurilor tale înalte și a planurilor la scară largă, pierzi adesea din vedere detaliile triviale care pentru tine nu au niciun înțeles, dar care de fapt au o mare importanță, dacă nu pentru tine, atunci cel puțin pentru alți indivizi, poți învăța cu greu lecții de viață. Ești completă neadaptată la munca casnică, nu poți dispune în mod corespunzător de proprietatea ta, nu știi cum să conduci afacerile financiare, în același timp, conștiința ta de sine este atât de mare încât te deda la o aroganță inacceptabilă în relația cu alte persoane, tu nu ai nevoie de sprijinul altora. Tu meriți pentru că de aceea te-ai născut pe 18 februarie. Cu toate acestea, ești atentă și plină de simpatie, dar numai în anumite limite. Tu nu-ți vei sacrifica timpul și idealurile pentru cererile inutile sau pentru relațiile nenecesare. Ai de obicei probleme cu suprasensibilitatea ta emoțională. În cazuri extreme, aceasta duce fie la o îndepărtare conștientă de toate grijile, fie la o dorință naivă de a ascunde de problemele cotidiene cu o indiferență externă față de lumea exterioară, poți fi comparat-o cu un struț care tinde să-și ascundă capul în nisip, simțind pericolul care se apropie. Dacă te vei concentra pe obiective înalte, și în același timp vei fi angajat în afacerile de zi cu zi, vei putea să obții un succes considerabil. Preferând să te retragi într-o grote din cauza incapacității de a-ți controla emoțiile și sentimentele, este probabil să fii complet confuză și nu vei fi fericită. Prezența puterii și fericirii voinței în implementarea planurilor tale și, în același timp, menținerea sensibilității, acestea sunt cheia pentru autorealizarea ta. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități? O astfel de doamnă este atractivă, prietenoasă, liberală. Din exterior, poate părea că viața ta este, într-o oarecare măsură, nesistematică și confuză, și trece ca și cum ai decide doar pentru tine însăți, dar aceasta este o concepție greșită. Tu-ți imaginezi cu exactitate ceea ce vrei de la viață, cum să atingi și ce trebuie făcut pentru a o face, evident prin cine, sau cu mâinile cui să o faci știm totdeauna la ce o să bați, precum și calul care poate trage până la leșin, și nu ți este rușine să le folosești. Cum afectează data de 18 februarie soarta ta? Întotdeauna pregătește o mulțime de idei și ai suficientă energie pentru a le transpune în realitate. Tu nu intri adânc în detaliile problemelor pentru că te bazezi pe alții că vor face pentru tine, dar percepi întreaga imagine de ansamblu. Atunci când vei lua o decizie importantă, vei lua în considerare opinia fiecărui participant. Tu nu ai încredere în soarte și calculezi în prealabil toate acțiunile tale, luând în considerare eventualele accidente. Tu nu vei merge niciodată împotriva principiilor tale, iar toate acțiunile sunt supuse convingerilor tale. Îți plasezi valorile spirituale deasupra câștigului material și respingi categoric punctul de vedere opus. Cu toate acestea, adevărul în forma sa pură este de o mare importanță pentru tine și, din motive de clarificare, tu poți lua în considerare opinia străină, chiar dacă nu coincide deloc cu a ta. Tu vezi în față doar scopul final, pierzând câteodată lucruri importante care pot avea o mare importanță altora. Ți se pare că este inoportun să pierzi timpul cu ceva irelevant, când toate forțele trebuie să fie îndreptate spre îndeplinirea sarcinilor care îți sunt atribuite. Tot ceea ce te învață viața percepi cu mari dificultăți. Treburile zilnice de uzcaznic sunt pentru tine secretul păzit cu șapte peceți, șapte lacăte în șapte cuferă. Nu vei putea niciodată să repari aparatele electrice de uz sau să înlocuiești un robinet care curge. Pentru a schimba un bechești în stare să apelezi și la președintele țării. De asemenea, nu diferi în virtuozitatea îngățit sau un menaj. În materie financiară, nu înțelegi nimic și a investi bani în direcție cea bună este o sarcină copleșitoare pentru tine. Aceste lucru nu te împiedică să arăți aroganță față de alte persoane și nu ți diminuează încrederea în sine. Tu nu ceri sprijin din afară și nu ți pasă de opinia altcuiva. Tu meriți, iar ceilalți trebuie să se simtă că tu meriți și să se conformeze. Infailibilitatea ta pare incontestabilă pentru tine, iar comunicarea ta cu alți oameni nu are nicio nuanță de condescendență tu acorzi suficient atenție interlocutorilor și le asculți plângerile cu simpatie, cu toate acestea, tu nu consideri că este necesar să-ți pierzi timpul pentru ei și să îndeplinești, în opinia ta, cereri nesemnificative. Problemele apărute în viața aduc dizarmonie în viața ta măsurată și te bat în permanență. Nevoia de a lua o decizie te conduce în depresie profundă. Tu încerci să ignori problemele, astfel încât să nu trebuiască să iei măsuri pentru a le elimina, totuși, se acumulează ca un bulgăre de zăpadă, amenință să cadă pe capul tău dintr-o dată. Tu trebuie să te antrenezi pentru a face treburile casnice zilnic și pentru a rezolva fiecare problemă la rândul său. Căutarea perfecțiunii spirituale poate dura un timp mai lung decât ți-au hărăzit ursitoarele pe pământ. Trebuie să înveți să scapi de depresie în cel mai scurt timp posibil. Realizarea obiectivelor tale și obținerea de succes în munca ta te vor ajuta în acest sens. Dragoste și compatibilitate. Ești mai deschisă și mai emoțională decât vărsătorul tipic. Grijulie, înțelegătoare și romantică, în strânsă unire îți deschizi inima și sufletul dar atât de idealist încât poți fi ușor de supărată dacă relația nu corespunde așteptărilor tale, perspective bune pentru crearea unui prieten, sau familia e cu balanța, săgetătorul și gemenii, acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții, căsătoria cu pești, berbec și capricorn poate avea succes șansele sunt 50 pe 50. Imediat, trebuie să distribui responsabilități și obligații, să accepti libertatea reciprocă și să renunți la aroganță. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu semne precum scorpion, vărsător, rac, taur, leu și fecioară. Este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc. Locuri de muncă și carieră. Rară ori acorzi atenție lucrurilor mici, Văzând de lumea ca o singură fotografie, uneori acesta este secretul eșecurilor tale, uneori îi ofensesc pe alții cu acest lucru, deoarece detaliile care sunt nesemnificative pentru tine sunt importante pentru alții, Ei antrenesc pe tot cei din jurul tău cu energie ideilor și proiectelor tale, tu asculți opiniile altor persoane, adesea consideri că sunt valoroase. Și toate acestea în ciuda faptului că îți prețuiești opiniile mai multe decât orice altceva. Nu ești deloc fatalistă, încerci să planifici totul în viața ta și să-ți creezi propria fericire. Ești o femeie principială, ai întotdeauna principii de la care nu te vei întoarce pentru nimic. Tu ești adevăratul vânător de adevăr, pe care îl cauți, în ciuda oricăror circunstanțe. Datorită unei anumite inerția principiilor și punctelor tale de vedere, tu ești aproape incapabilă de a te schimba, însă, din punctul de vedere al altor persoane, așa cum am menționat deja, ești foarte atentă, întotdeauna îți stabilești obiective foarte îndepărtate și înalte, pentru care adesea nu vezi drumul și viața de zi cu zi, în planificarea detaliilor ești completă neglijentă viața și experiența te schimbă puțin. Ești prost orientat în probleme cotidiene, pe care le disprețuiești, nu știi cum să gestionezi gospodăria, să gestionezi cu înțelepciune banii sau alte valori. Orice loc de muncă sau carieră vei alege, vei avea nevoie de un îngrumător. Sănătate și boli. În virtutea scufundării în munca ta, adesea neglijezi examinările preventive de către medici. De exemplu, consideri examinările dentare și fluorografice o pierdere de timp. Vizitează medicul dentist la fiecare șase luni. Ar trebui să acorzi mai multă atenție sănătății tale, să-ți monitorizezi în mod regulat hrănirea și exercițiile fizice. În ceea ce privește dieta, alegerea felurilor de mâncare este destul de extravagantă. Are sens să înveți să gătești felurile de mâncare preferate și să-i pe cei dragi și prieteni tăi. Nu poți merge în fiecare zi la un restaurant chinezesc. Calitatea gătitului pentru familie și prieteni poate servi drept indicator al nivelului tău de educație. Va fi util să mergi mai des la sport în aer liber, să te plimbi foarte mult sau să mergi pe o bicicletă, să practici notul, destinul și norocul. Ești o fire îndrăzneață, hotărâtă, extrem de persistentă, dar acționezi rapid și ești capabilă de acțiuni greșite. Iar în momentul iritării poți trage concluzii greșite, această trăsătură a caracterului tău poate fi folosită de alți oameni, de aceea trebuie să înveți să fii prudentă și să-ți controlezi emoțiile în toate situațiile, astfel încât să nu-ți aducă probleme, schimbări neplăcute în viață, prin schimbarea caracterului tău, devenind mai liniștită vei putea crea condiții confortabile pentru tine însăți și pentru familia ta. Sfaturi pentru tine Prezența preocupărilor interne nu înseamnă absența valorilor spirituale. Împarte aceste două zone și, intrând în lumea ideală, lasă aceste probleme prozaice în spatele zidului. În ciuda iubirii de singurătate, o persoană nu poate trăi complet fără comunicare. Uneori ai nevoie de ea. În acest caz, Păstrează o relație bună cu prietenii, încearcă să combini în viața ta idealuri și principii înalte, cu grija disprețuitoare față de viața de zi cu zi. Destul de ciudat, doar o astfel de cale te va conduce spre succes, atâta timp cât eviți cinismul vieții, pentru a-ți păstra echilibrul mental, nu vei găsi fericirea ta. Încearcă în schimb să înveți mai bine cum să-ți controlezi emoțiile și sentimentele astfel încât o nedreptatea vieții să nu te coste sănătatea sau defecțiunea nervoasă. Cu toate acestea, trebuie să-ți păstrezi emoționalitatea și sensibilitatea, dar în același timp trebuie să existe puterea, liniștea și fermitatea voinței, în special atunci când îți faci munca sau îți pui planurile în practică. Numai în acest fel te poți realiza pe deplin, nu uita de prietenii tăi, nu ai nevoie să te îndepărtezi de lumea exterioară, ce cadouri ți se potrivesc, este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă, chiar dacă primești ceva prozaic. Designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucăria ei, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradiționali cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag ca lei care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine, ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.